După o rețetă extraordinară, va mai multe, așa cum ne-a obișnuit Doru, continuăm tot cu ceva la superlativ. Vorbim cu un specialist în psihologie, în numerologie. Imediat, în câteva secunde, aflați despre cine este vorba. Este cu noi domnul Anatol Basarab, numerolog, psiholog, pentru a doua oară la noi în emisiune. Vedem că îi place la Creva, cred că îl face mult an până la urmă. Bună dimineața și bine ați revenit la noi. Bine, dimineața și bine v-am găsit. Și vă mulțumim pentru că, iată, din nou în Craiova și din nou la noi la emisiune. Ne-am întâlnit data trecută în grădina studioului. Acum, iată, și în sezonul rece și ne bucurăm că ne sunteți alături. Și eu mă bucur că am posibilitatea de a veni la Craiova cu tot felul de lucruri personale interesante și cu ocazia asta îmi face plăcere să particip și la emisiunea voastră. Mulțumim mult! Înainte de a intra așa în previziuni pentru anul acesta, în numerologie și în altele, am discutat puțin înainte de a intra în direct despre povestea omului Anatol Basarab și cum a ajuns pe acest drum și aș vrea așa pe scurt să vă... Foarte interesant! Da, să vă împărtășească și dumneavoastră, pentru că este una specială ca și domeniul în care activați. Mie nu prea îmi place să fac, să povestesc poveștile legate de mine, pentru că mi se pare așa cumva intim cumva și câteodată telespectatorul sau cel ascultător poate să nu înțeleagă, iar pentru mine e foarte important să înțeleagă trăirea, adică anume nu eveniment după eveniment, ci stările prin care viața pe care ai trăit-o ajungând acolo. Ideea este că de mic copil pur și simplu așa se întâmpla, pentru că aveam o anumită caracteristică psihoenergetică, astfel încât în jurul meu se întâmplau numai lucruri rele. Adică unde eram eu, acolo se întâmpla totdeauna ceva ieșit din comun. Ori... Ceea ce dacă analizezi strict asta, zici că era ceva în neregulă, dar da. Din contră. La moment dat, profesorii vreau să mă excludă din școală și să mă dea la o școală de corecție, așa se numea. Da? Da. Adică deci atât de rău era. Da, un fel de pușcherie pentru adolescență, da. Ceva de felul ăsta în care învățam. Dar nu puteau face lucrul ăsta pentru că una dintre condiții era să ai note proaste la învățătură. Eu acolo aveam note foarte bune, în schimb la purtare și nu în cadrul școlii, ci extrașcolar, în școală eram îngeraș. Iar când ieșeam de pe poarta școlii, pur și simplu parcă mă transformam. În jurul meu adunam tot timpul băieți, fete și cel mai important lucru, că ei toți mă ascultau. Și când spuneam să facem o prostie, oricare se executa instantaneu și de acolo până la sfârșit ieșea... Deci aveați autoritate, iată o calitate care mai târziu a fost exploatată. Spirit de lider. Da, când crescusem mai mare, prin clasa 9-a, a 10-a, era foarte interesant că mă ascultau și cei care veneau din armată. Dita mai bărbați, deja, ne adunam. Și când spuneam eu ceva, un fel de Napoleon Călare, gata, se executa și trecem la acțiune. Evident că după, în cele din urmă, ieșe o mare... Un mare tamtam din care afla tot satul și tot eu le spuneam, adică îi dirijam cumva așa, îi condiționam, nu cumva să părască, adică dacă cineva părăște, ăla e trădătorul, trădătorul trebuie pedepsit. Și tot așa, ei țineau toți, era regula, toți tăceau mormântă, adică nu spunea nimic, dar așa era am lăsat satul fără curent electric pentru că am explodat transformatorul, singurul transformator care era acolo, unul mare, pe ulei, așa, când treceai pe lângă el, tot timpul zumzuia așa câtă energie. Și v-a deranjat și aia. Nu ne-a deranjat, ne-am gândit noi cum să producem scânteii de la el și aruncam cu sârme pe el până când s-a înfierbântat, a tușit de câteva ori, așa s-a întâmplat ceva în el și a explodat. Păi când s-a explodat, s-a ridicat așa un fum negru ca o ciupercă de la o bombă atomică de s-a văzut de la trei sate din jur. Și cine v-a descoperit calitățile astea? Adică trebuia să vă remarce cineva și să vă îndrume pe un... Existau pe vremea respectivă, se numim așa, selecționeri, care umblau prin sate, prin orașe și selectau. De exemplu, pe bătăuși pentru box, de exemplu, pe alții pentru arte. Și existau astfel de oameni care mergeau prin sate, pe maidane, prin școli și selectau acei oameni, băieți sau fete, care
avea o anume calitate respectivă de a produce în jurul lor tot timpul evenimente. Asta e unul dintre indicatorii importanți, că băiatul sau fata are niște calități, caracteristici psihoenergetice deosebite, dar pe care nu le poate folosi sau nu știe să le folosească. Și tocmai de asta se întâmplă lucruri rele în jurul, în jurul lui, da, se întâmplă tot felul de lucruri. Nu știe să le folosească. Și atunci le propun, scopul lor era să-i selecteze, să vorbească cu părinții și să-i atragă într-un centru special de pregătire sau instruire instituționalizată în care copilul să învețe o serie întreagă de lucruri extrem de utile lui, inclusiv și pentru creșterea, dezvoltarea propriei sale personalități în modul cel mai adecvat posibil, adică să știi să fii un călăreț care stăpânești leu pe care tot îl călărești, spunem așa. Și dacă nu știi să stăpânești forța respectivă leu, spunem că în Uniunea Sovietică, pentru că despre zona aceasta vorbim, existau și probabil mai există și astăzi astfel de instituții. Există și astăzi, dar astăzi ele există numai în cadrul Uniunii Sovietice, în cadrul fiecarei țări independente. Da, adică Rusia deja are instituțiile ei, care probabil nu mai schimbă informațiile și nici experiența cu Republica Moldova, cu Ucraina sau cu cum cineva. Pentru că devin cum era atunci. Pentru atunci era un bun al întregii Uniuni. Da. Acum fiecare, deși nu știu când, eu personal nu știu când s-au certat republicile între ele, dar deodată au pus granițe între cumnați, între veri și de multe ori frați, pentru că unul s-a căsătorit cu o ucraineancă, de exemplu, altul ucrainean e căsătorit cu o rusoaică și deodată au apărut granițe între neamuri, între familii inclusiv. Da, da. Așa. Și acum se mai și bat între ei. Nimeni nu știe când anume s-au certat și pe ce motiv, dar uite, lucrurile astea s-au întâmplat politic vorbind și oamenii n-au încotro, trebuie cumva să adapteze. Revenind, au mers la familie, părinții au fost de acord și ați ajuns într-o școală în Moscova. Da, unde era foarte interesant, adică dacă aș lua viața de la capăt, aș mai face asta încă o dată și acolo aș face lucrurile care le-am făcut bune, aș mai face încă o dată și mai bune. Ați făcut prostii și pe acolo? Evident, pentru că nu știu, pur și simplu se întâmplau, de multe ori nu-ți doreai, de multe ori chiar aveai intenții bune, dar tot ieșeau. Tot ieșeau ceva așa care, maică era să moară cineva sau accidente de astea. Și studiile acolo se fac ca la o școală obișnuită. Materiile sunt foarte diferite decât ceea ce învață un licean. Pur și simplu, ai materii suplimentare, aproape toată ziua este ocupată, este, studiul este bazat din două componente majore, teorie, dar nu teorie așa cumva, ci la cel mai înalt nivel de elaborare, a structurarea informației. Nu e acumularea de cunoștințe cantitativ. Nu. Doar. Nu e nevoie de cantitate. Eu asta m-am convins singur. Am întâlnit mari maestri în fosta Uniune Sovietică, care, de exemplu, unul mi-a fost chiar maestrul meu. El citise în viața lui 4 cărți, dintre care una se numea Mumu, obligatoriu în clasa a doua sau ceva de felul. Și restul 3, vă dați seama. Și chiar el spune, nu important câte cărți citești, pentru că în acumularea de informații în mod cantitativ, asta e o dezvoltare pe orizontală. Asta se supune, iar orizontala oricărei mecanism este supusă disipării, ruinării și morții în cele din urmă, dar moartea respectivă a informațiilor se produce în noi. Și ne transformăm încet într-un fel de cimitir informațional, spunem așa. Nu e bine, dar dezvoltarea pe verticală nu presupune cantitate, ci calitate. Calitativ. Și atunci el avea dincolo de asta, încă 3 cărți citite și spunea că nu e important câte cărți citești în cursul vieții, e important câte cărți ai înțeles în modul cel mai profund posibil. Pentru că dacă am luat o carte, de exemplu, de Shakespeare, dar acolo, apropo, Shakespeare se studia foarte profund din punct de vedere psihologic, psihoenergetic, psihosomatic. Și eu am ajuns la concluzia asta la sfârșitul cursurilor școlii, că dacă noi astăzi, toți oamenii, am citit mai mult Shakespeare și l-am înțelege mai profund decât superficial, așa, am citit mai multe basme și legende românești sau și a altor popoare, tot ceea ce astăzi se numește dezvoltare personală, dezvoltare nu știu de care și de fapt nu se întâmplă niciodată nimic, nu și-ar avea
rostul. Din potrivă, atâtea dezvoltări deja există încât oamenii au ajuns să se smintească în urma acelor dezvoltări. Adică îi parcă se duc să dezvolte, fac niște cursuri, în cele de urmă constați că la acele cursuri au venit, un lector, un instructor sau cine este acolo, nu le spune niciodată care este riscul în urma acelui curs, ce tipuri de modificări în eu concepție se vor produce, vei putea trăi cu acel tip de modificare sau nu vei putea trăi, ești pregătit pentru asta sau nu. Și unii fac cursuri, dar nu le rezistă sfera afectiv-emoțională și încep să teamă de tot felul de chestii, de îngeri, demoni, de energii, fantomi, pozitive, negative. Alții fac cursurile respective și încep să devină maniaci sau depresiv și mai mult, că îți dau seama la cele cu câte lume există, 7 ceruri, 9 ceruri, 22 de nu știu ce. Ce mic sunt eu și... Ce mic sunt eu și nepăcios. Și atunci nu mai pot face nimic, pentru că de fapt în toate sunt condiționat. Noi nu suntem singuri și folosesc o serie întreagă de șabloane. Viața noastră este ghidată fie de extraterestre, fie de fantome, fie de neam, strănie, karma, karma, tot felul de chestii. Neînțelegând profund nici măcar termenii pe care îi folosesc. Adică, pur și simplu, rămâi ca specialist de multe ori așa stupefiat, fără ca să fie există intenția de a mă da eu ca și cum a fi tare sau împărat. Nu, pur și simplu văd cum în cabinet sau la întâlnirile mele de ordin psihologic, clienții ai impresia că vin de pe o lume în care toată populația sau unii trăiesc ei acolo, toți s-au luat o raznă sau au o viziune absolut greșită asupra realității. Au bucățele de adevăruri. Adevărul, da, e împrăștiat peste tot locul în lumea respectivă și în toate religiile. Scopul omului este să îmble prin lume și să le găsească, să le adune pe toate la un loc, bucățele de adevăr și să creeze realitatea. Sau să creeze adevărul absolut. Uite, cum am spus adevărul absolut, deja cineva spune, nu există adevăr, nimeni nu poate cunoaște adevărul absolut. Ba da, există adevărul absolut și adevărul absolut poate fi cunoscut. Și el va fi numai atunci adevăr absolut, când este integrat în totalitate în ceea ce numim noi realitate. Și cum spuneați și într-o discuție dinainte de a intra noi în direct, sunt multe persoane care fac aceste cursuri care sunt la modă acum, e o modă cu dezvoltarea personală în România și în Craiova, a început de câțiva ani de zile, dar vezi oameni care nu reușesc să-și gestioneze lucruri mici din viața lor, dar în schimb îți vorbesc despre karma, astral și, despre astral, da, despre, și vezi da. Că nu reușesc, nu știu, să scape de un viciu, să zicem, sau adică lucruri mici, să-și gestioneze o relație cu copilul. Sau... Vezi, asta înseamnă că în cadrul celor cursuri sau ce fac eu, fiecare e liber să facă ce vrea cu mintea lui. Asta este clar. Dar trebuie să știi ce faci. Fiecare, eu chiar așa spun, fiecare e liber să nebunească în felul lui. Numai că chiar dacă îți propui, atunci ne propunem să nebunim, nu? Atunci măcar ne propunem să nebunim etapizat, structurat, frumos, de la o etapă la alta. Nu așa nebunim și nici nu știm haotic. Nu știm cum am nebunit, de ce am ajuns acolo, ce am vrut să obținem și ce am vrut să câștigăm. După care ne trezim că am făcut cursuri de dezvoltare personală sau orice altceva fără să-mi dau seama. Credeți-mă, sunt cărți care nu sunt pentru toți oamenii. Din moment ce ai citit cartea despre Biblia, de exemplu, vă spun sigur, omul care nu este pregătit din perspectivă psihică să citească Biblia de la cap la coadă, să va, cum spunem noi, să va deli puțin. Va începe să producă un conflict foarte mare între conștient, în ceea ce înțelege el conștient despre Dumnezeu sau ce a auzit, și când va citi acolo, va vedea că Dumnezeu nu e deloc nici pe departe așa cum credea el. Să produce un conflict major între propriul lui conștiință și conținutul propriei sale, propriului său subconștient, după care observi că deodată nu mai poți dormi noaptea, ai vise urâte, ai coșmaruri, 4-5 nopți nedormite că lumea și plin de coșmaruri te fac ca tu să fii neproductiv în timpul zilei, colegii îți fac observații, patronul aproape e pe poziție să te dai afară de la muncă și tu începi să-ți dai seama că asta se întâmplă din nu știu ce motiv, nu găsești explicația logică și rațională și găsești atunci repede o explicație subiectivă legată de demon, legate de ceva acolo și încet, încet te duci la vale, intri într-o mașină de spălat așa, la un moment dat te amețești, ești amețit cu totul și la un moment dat crapă ori sfera instinctivă, ori sfera afectivă-emoțională, ori sfera logic-rațională. Pur și simplu plesnește și atunci începe distracția cu adevărat. Mulți oameni fac dezvoltare personală sau dezvoltare spirituală, cum se numește, fără nicio noimă.
fără nicio înțelegere profundă a lucrurilor respectiv și apoi se trezesc pe la psihiatrie. Dar e un pic greu și aici poate ne dați un sfat. Oamenii care merg la astfel de cursuri de dezvoltare personală, motivul pentru care merg acolo este unul bun, da? Vor fie să-și rezolve niște probleme, fie pur și simplu să se dezvolte personal, că de asta merg. Cum facem să ne dăm seama care sunt oamenii care cu adevărat ne pot ajuta și care nu? Cu intenții bune sunt pavate drumurile în iad. Exact. Aici nu putem să găsim întrebarea așa, dăm vina pe celălalt. Care este omul care pe mine mă poate ajuta? Care este instructorul sau care este, cum spunem noi, maestru sau mai spun tot felul de cuvinte așa mari, care pe mine mă poate ajuta? Nu te poate ajuta nimeni. În sens real al cuvântului. Maestru nu e pentru ca să te ajute. Maestru e acolo pentru ca, sau instructor, pentru ca să te îndrume și tu să te ajuți singur pe tine. Vezi, chiar și eu la un curs oricare, eu sunt foarte responsabil și, spunem așa, răspund pentru cuvintele care le spun. Pentru că le pot demonstra în tot felul de moduri că ceea ce spun este funcțional, este util și că așa este, fie că ne place sau că nu ne place. Ia-o și utilizează-o. Dar când utilizezi, uite și microfonul respectiv, trebuie să știi că el are limitele sale, el are puterile sale, poți să-l folosești numai într-un anumit fel și nu alt mod, poți să te sincronizezi cu el într-un anumit fel și dacă încerci să-l folosești la altceva, nu este funcțional. Deci eu răspund pentru ceea ce spun, dar nu răspund pentru ceea ce înțelege omul din fața mea. Pentru că poți să-i spui omului, nu știu, 2 plus 2 e 4 și asta este lucru sfânt. Sfânt adică în limbaj teologos, mai degrabă, dar chiar și teologic, este sfântul respectiv în traducere științifică înseamnă exact. 2 plus 2 e exact 4, nu? Adică ai sfânt 4, totdeauna va fi. E, uite, lucrurile sfinte sunt exacte, adică. La cursuri, eu, de exemplu, îmi asum responsabilitatea să fiu foarte atent a transmite omului sau a-l învăța lucruri exacte. Din cauza asta, și cursurile sunt și dureroase. La celelalte, ce știu, poate în altă parte, oamenii poate vin, poate le spune ceva, cât de minunat sunteți voi, de voi deja, uite, străluciți cu aura, nu știu ce, astralul vostru, nu știu, eu știu, nu știu ce, dar da. Îngerii coboară asupra voastră, voi sunteți minunați, voi deja sunteți iluminați, voi deja sunteți deștepți, dar încă nu v-ați dat seama. Probabil după cursul ăsta vă veți da seama. Nu știu. Dar asta nu-i sfânt. N-au învățat nimic exact. Deci, până la urmă, trebuie să vedem în noi care sunt schimbările și apoi să ne dăm seama dacă îndrumarea este una bună. Nu, trebuie să ne răspundem prima dată la 4 întrebări înainte de a face orice în viața respectivă. Chiar și a merge la un curs, de exemplu. Răspundem la 4 întrebări. Dacă nu avem răspuns măcar la una dintre astea 4 întrebări, mai bine stăm locului și nu facem nimic, pentru că încă poate nu ne-a venit timpul, poate încă nu ne-am copt, poate încă nu ni s-a întâmplat acele situații, evenimente și relații necesare și suficiente ca să te împingă către real, să te împingă către o dezvoltare. Nu mă duc acolo doar că m-am plictisit acasă și soțul, ca să nu-l bat la cap, mi-a dat niște bani, du-te și tu la un curs acolo, că nu, scap de tine. Care sunt întrebările? Ce vrea? Eu pot spune, prima întrebare pot spune în modul cel mai diferit. Pot spune chiar și cu ciudă. De exemplu, întrebarea este ce vreau eu să fac? Sau deja sunt pe cale să fac ceva și mă întreb ce naiba sunt eu pe cale să fac? Sau încă n-am început, vreau să încep în viitor și atunci ce mama vreau eu să fac în viitor? Sau m-am prins că deja sunt în acțiune și atunci ce fac eu acum? Da. Clar trebuie să fie întrebarea. Nu, răspunsurile trebuie să fie toate. 4, trebuie să fie foarte juste, logice, reale, nu abstracte sau acum. Adică ce fac eu acum? Asta. Eu nu-i răspuns. De ce fac asta sau de ce aș face-o? Trebuie răspunsul să fie foarte clar. Nu, de aia. Așa vreau eu. Sau că așa... Nu, asta nu este un răspuns. Răspunsul trebuie să fie foarte logic, real, realist, așa, și just. Unde vreau să ajung? Uite, mă duc la curs, de exemplu. Citesc cartea respectivă. De ce o citesc? Chiar așa, băi, dar de ce citesc eu cartea asta? Dacă nu știi de ce o citești, doar o citești atunci. Nu rămâi cu nimic. Unde vreau să ajung? Și a patra întrebare, ce vreau să câștig? Sau ce am de câștigat? Sau ce vreau să câștig eu personal citind cartea respectivă? Sau ce am de câștigat dacă fac asta?
Dacă nu știi de ce ai de câștigat, poți să te duci la cel mai cursul cursurilor de pe lume. Dar dacă tu de la bun început n-ai știut ce am de câștigat sau ce vreau să câștig, pentru că sunt 100 de oameni la curs, dar fiecare va avea de câștigat ceva. Unul va avea de câștigat experiență, altul învață poate nimic altceva, ci de la mine învață cum trebuie să predai, de exemplu, un curs. Tot restul nu l-a interesat, o uitat. Dar uite, asta el a avut de câștigat. Altul are și atât de câștigat. Mă duc la cursul respectiv, că acolo sunt mai mulți oameni, eu sunt interacționez și poate de unul mă îndrăgostesc, poate el se îndrăgostește. Deci de ai un obiectiv. Da, oricare ar fi, nu e obligatoriu să fie acel care e stipulat în curs. Lectorul și cursul îți propune să aibă ce? Are o curiculă, are niște trasee, etape și are un scop cursul respectiv pe care eu trebuie să încerc să-l ating. Dar în același timp voi puteți să aveți obiectivele voastre personale, pe lângă cel care eu vă-l propun. Dacă eu îl ating pe-a meu, bravo mie. Dacă voi le atingeți pe ale voastre suplimentare și paralele, bravo vouă. Dar măcar știi de ce ești acolo, ce vrei să de ce vrei să faci asta, ce, unde vrei să ajungi și ce ai de câștigat sau ce vrei să câștigi. Nu știi lucrurile astea, nici măcar când te pui să faci o ciorbă, oprește-te. Că o să întoarcă ciorba aia împotriva ta. Da, e clar că e ceva pe care putem să-l aplicăm în orice facem în viață. Mai avem cam 10 minute și aș vrea să vorbim, pentru că am zis că o să facem asta, despre anul acesta 2016 din punct de vedere al numerologiei. Numerologia este o știință foarte interesantă care ne răspunde la astfel de întrebări, numai că ele nu trebuie privite ca o premoniție sau prevestire sau cum mai spunem noi. Clar viziune. Clar viziune sau ceva. Nu. Clar viziunea, chiar și termenul respectiv este total fals sau greșit perceput de către foarte mulți oameni. Nu. Ca orice, ca matematică, de exemplu, și numerologia face tot felul de calcule, formule, să spunem așa. Numai că matematicile le tratează formulele respective din punct de vedere calitativ, adică ecuațiile, cifrele reprezintă calități de cele mai multe ori, așa, iar în numerologie reprezintă calități, forțe, calități, puteri, mecanisme. Privind anul din două perspectiva asta, numerologic, atunci putem să spunem foarte clar că 2016 va fi un an mai rău decât anul trecut, dar mai bun decât anul următor. Sau putem spune invers, mai bun decât anul următor, așa, mai bun decât anul următor. Și este evident, pentru că numerologica lucrurile nu pot să întâmple altfel, au o logică acolo. Noi am trăit până acum în 1900, spunem. 1900 avem două cifre alăturate, indiferent care erau cifrele după 1900. 1989, de exemplu, 1970, 1960. Ultimele două cifre, ele vorbesc despre ceea ce se întâmplă, spunem așa, în termeni scurți. Ultimul an, chiar în anul respectiv, arată. A doua cifră, în 10 ani. Ce se întâmplă, care este programul cosmic și ce trebuie să se întâmple sau să rulează ca pe calculator, ce program se rulează în perioada asta de timp. Programul ăsta implică oameni, mentalități, mișcări, plăceri, acorduri, dezacorduri, lumea trebuie cumva să sincronizeze. Ei, uite, până în 1900 noi am trăit așa, lângă 1 și 9, două extremități, dar ele împreună formează o cifră, adică 1. Adică ne spune așa, că noi până în 1900, toată perioada 1900, accentul cădea pe individualitate, dezvoltarea individualității, dezvolt ca persoană, ca țară, ca orice, adică dezvoltarea propriei individualități. Cumva, spunem așa, oul se dezvoltă în interiorul său. De-aia erau granițe, nu trebuie să ne amestecăm prea mult. Ei, când am trecut la 1990 și mai departe, nou începând transformările, atunci început să apară transformările. 91, transformări psihice, 92, transformări de relații între state, între oameni, între sferele afective emoționale. 93, transformări de viziune asupra realității. 94, transformări asupra lucrurilor practice, a ceea ce înseamnă cadru. Cadrele militare, cadrele didactice, cadrele de care am mai fi acolo. 95, asupra jocului, adică viața este și un joc. 96, a armoniei. 97, rațiunii. 98, sau 89, așa, granițe, puteri, lupta, transformarea puterii. Uite, la noi în 89 s-a produs. 8 înseamnă puterea, deținerea puterii, controlul puterii și exercitarea puterii în mod real, de a spune lumea și elita care o stăpânește. Din perspectiva asta,
până în 2009, până în 2000, noi am fost așa, a fost un SRL, pur și simplu, cu un singur administrator, un partid, și așa am funcționat. Bine, rău, din câte văd eu așa istoric, totuși SRL-ul respectiv a funcționat. Nu contează care erau sacrificiile sau care erau eforturile, dar SRL-ul respectiv a ajuns să fie singurul SRL din lume, care nu avea nicio datorie la niciun stat, din potrivă lui erau datoare și nici astăzi încă nu le sunt întors acelui SRL-ul înapoi. Și pe de multe ori unii le țări chiar și pe bună dreptate. Domnule, eu eram datoare SRL-ul respectiv, voi sunteți cu tot o altă firmă acum, ce cereți de la mine asta? În democrație au apărut nu nimic altceva decât mai multe SRL-uri. În cadrul, adică s-a distrus SRL-ul principal, s-au împărțit în mai multe SRL-uri, partide, în afară de asta și persoane fizice. Și toți acum ce facem? Cu drepturi limitate. Pentru că dacă drepturile ar fi nelimitate, atunci ne-am împușcat între noi, pe aceeași bucată de carne, spunem, sau pe același animal care trebuie să-l vânăm. Și ce facem acum? Luptăm între noi. De aia spun că democrația este o modalitate foarte bună de a psihologic vorbind, economic, asta o discută economiști, psihologic, democrația este un instrument foarte bun de a ne separa între noi. Eu am mai mulți bani, tu cine ești? Eu am tot, el e mai mult decât bani cu mine. Ni se pară mult, bogații îți devină, uite, săracii, pentru că proștii îți devină, nu, hoții îți devină, că ăștia bogați, obligatoriu, sunt și hoți, nu e adevărat. Proștii, adică săracii, obligatoriu, sunt și proști. Nici asta nu e adevărat, dar uite, ne împărțim. Ăsta are casă cu tare, cu tare. Și acum poporul român cum a ajuns? Foarte divizat. Dacă trebuie acum, în caz de ceva, să ne apărăm țara, nu putem aduna. Băi, ăștia au zis că să lupte bogații, că ei au furat, ei o trăiesc bine, deci să lupt eu. Adică ei să stăie pe doroban și eu să lupt undeva? Nu. Săraci, bogați, o să spun să luptă țărani, că de aia sunt proști. Mai mulți. Mai mulți și să, așa, proști, dar mulți să trebuie să lupte. Noi ce facem? Lasă că noi îi plătim. Eu nu mă duc la război. Tu plătești, uite, oricărei armate, dacă vezi și tu, domnule, eu uite, da, am milioane, îți cumpăr și eu 4 tancuri, atât e aportul meu la război, dar nu lupt eu personal. Nu? Și crezi că armata nu o să accepte? Că și armata este un SRL. Următorul pas din perspectivă respectivă, gândind că deja ne dăm seama că așa ceva nu se mai poate. Adică atât de mult, și eu dacă sunt un SRL, pe mine nu mă interesează pădurile voastre, voi puteți să plângeți de ele, dar eu trebuie să produc. Și trebuie să venit, nu? Da. Eu am și eu de plătit niște oameni, trebuie să produc și eu ceva. Ia-i cu ecologia, nu luptă-te atunci tu cu ecologia ta. Da, mai devreme sau mai târziu, SRL-ul tău va intra în contradicție cu a meu. Evident că eu, având mai mulți bani, cumva voi găsi modalități și europene și restul europene și nu știu de care, ca să te potolesc, nu? Asta va face și el. Tot ne luptăm între noi. Și asta nu se mai poate deja în toată lumea. Numerologic asta ne arată. Ce înseamnă acum unde suntem? 2-0, am zis de 1-9. 2-0? 2-0 înseamnă că de aici încolo nu se mai pune accentul pe propria ta individualitate, că înainte chiar și părinții spune, numai prin tine însuți, prin eforturile tale cinstite și sârguința ta și utilitatea ta pentru poporul în general, aportul tău pentru binele poporului te va face pe tine să fii cineva. Și așa era. Da. Acum nu mai contează. Poți să fii tu cine fii, dacă nu ai relație, n-ai făcut nimic. Doi anume asta spune, relații. Și ce fel de relații trebuie să am? Ce fel de relații îți trebuie ca să înaintez undeva? Da, dar sunt relații așa mai duhovnicești și mai materialiste, mai nu știu cum. Nu contează. Fă relații. De-aia o să vedem că în perioada respectivă, până când o să ajungem în 2030 undeva, tot o să fie bazat pe relații. Dar relația asta înseamnă deja corupție. Pentru că dacă eu într-o relație cu el, deja am posibilitatea să-l corup. El are posibilitatea să mă corup. Eu am interesele mele, el are interesele lui. Eu sunt de aici, el e de acolo, unim cerurile. Eu îl trag pe el jos, el mă atrage pe el sus. El are interesele lui. Compromisuri și automat, ilegalități. Exact. Și până în 2030, orice luptă cu cum se numește, corupția, cu nu știu ce... N-are soluție de... Adică cumva e zadarnică. Nu vedeți că deja, uite, totuși la televiziune vedem asta. ANAF-ul, Institutele Statului, parcă fac ceva, sprijiniți din afară, nesprijiniți, tot felul de interese și acolo. Pentru că acum suntem, am spus, mai multe SRL-uri într-un cadru delimitat teritorial, deși statul nostru deja nu mai este suveran din punct de vedere teritorial. E o graniță acolo, așa cumva. Nu mai suntem suverani nici din perspectiva educației, cu mâini pe mâini, sprămând curicula școlară de la comunitatea europeană și o să spun, domnule, asta aveți voie să învățați și asta nu aveți voie să învățați copii. În clasa 3, ei trebuie să știe despre homosexualitate, ceva. Că așa e ok,
trebuie să sărute între ei băieței cu băieței și băieței cu fetițele ca să vadă cum le place, pentru că orientarea sexuală este o alegere. N-ai voie să-l condiționezi pe băiețelul tău să fie bărbat. Dacă îl alegi să fie fetiță, și eu trebuie să te supui. Nu suntem... Da, și un exemplu... Și un aspect pozitiv, da. Să încheiem într-o notă pozitivă pentru anul acesta? Nici măcar ca preîntâmpinarea. Pozitiv și negativ, asta e din perspectiva cum ne place. Dar nu tot ce ne place este pozitiv și nu tot ce nu ne place este negativ. Din perspectiva asta, ca atenționare, 1 și 6 stau alături în anul respectiv. Cei care este anul impulsurilor lor, sau victoria impulsului asupra instinctului sau asupra patimii sau pasiunilor. De ia uite, anul începe, chiar și anul începe prima dată, cu ce? Nu a început bine anul, că deja nu știu ce mare hotel, asta e semn, din Arabia Saudită, ardea. Apoi, nu începe bine anul, că numai scandaluri pe teme erotice, sexuale, divorț, nu știu ce, unul face copii și în pușcărie, altul, numai pe temele astea. Ei, acum tot anul va fi bazat pe asta. Adică impulsurile. Cine nu-și va stăpâni impulsurile animalice în anul respectiv, va avea chiar de câștigat, dar se va duce, fără ca să-și dăie seama, spre stânga. Cel care stăpânește impulsurile animalice, pornirile, pasiunile, patimile, le stăpânește, adică tot victoria impulsului asupra instinctului, dar în sens de stăpânire, nu în sens de în sens, îi dăm un bici calului ca să ducă el unde vrea. Nu, în sens de a-l stăpâni și a merge pe acolo pe unde vrem. Impulsurile sunt foarte utile și necesare vieții noastre. Este și impulsul de dezvoltare, impulsul de conservare, impulsul de explorare, dar trebuie să ne stăpânim. Cine nu, se va duce automat către stânga. Cine își stăpânește, se duce cumva automat spre dreapta. Apoi ăștia vor numeri într-un lagăr, spunem așa, psihoenergetic, unde vor culege anumite efecte, nu imediat, pentru că timpul cel, spunem, nu e același cu timpul ăsta. Astăzi facem o prostie și efectele putem culege peste 20 de ani chiar, sau peste 5 ani. Lor le se va întâmpla ceva, ăstora le se va întâmpla cu totul altceva. De-aia o să vedeți că în toată lumea, anul ăsta, cred că o să avem cele mai multe scandaluri pe teme erotice, sexuale, șantajuri sexuale, tot felul de pasiuni de la, din cauza lipsei de stăpânire a hapsâniei, a dorinței de a avea mult, așa, în sens animalic, foarte mulți oameni o vor păți. Iar cei care vor ști să-și strunească animalul, așa, el este foarte bun. Dumă atunci când îl strunești, când... Are o forță. Are o forță. Sigur, da. Când mulți vorbesc că e ego, trebuie să ne omorâm ego, un ego mai mic. Dom'le, nu e adevărat. Creșteți-vă ego la maximum, dar stăpâniță-l. Trebuie să ne promiteți că atunci când veți veni în Craiova, o să mai treceți pe la noi. Să facem o discuția este nemaipomenit de interesantă, ne-a captivat. N-am prea putut nici să punem întrebări, pentru că nici n-aveam cum. Pentru că discuția ne-a captivat foarte tare. O să mergem mai departe. Sunteți cu adevărat un om interesant care are lucruri. Și dincolo de faptul că aveți ce spune, știți să o și faceți într-un mod... De înțeles așa pentru toată lumea. Da. Mulțumim tare mult. Și mergem mai departe cu puțină muzică, după care o să așteptăm aici în platou micii dansatori. Micii dansatori.